Am ajuns la târg la Poiana Sibiului, cel mai mare târg de oi și de berbeci de la noi din țară. Nu te-ai spus că ții de leu? A, nu iau, nu te-ai spus. Ha? Ăsta nu mai ai încă unul. Îți dau dacă. Asta e breaza, vezi? Asta e breaza? Da. Ce frumos arată, ăștia sunt berbeci, nu? Da, da, da. Este ții bâtă? Și asta e cap negru, german. Sau sufor. Astea sunt. Cu capul negru care bucălăie. Astea sunt toi bucălăie, mă? S-a-s diferit, mă? Nu-s diferit, e numai că e fața lor, e altceva. La lână, nu, au caracteristici la fiecare rată. S-a-s la fel? Nu, la fel. Salme. Salme ceva. S-a-s o acu. Ăștia sunt cangali, mă. Dacă îi duci, cam cântirile mai rar. Mă întrebă pe... Nu, nu are rost să vorbim, că noi suntem. Ia-o pe nici. Mă vână că filmări, dacă vedeai, ziceai... La câinii, dar ăștia n-au prins cu focățala. N-au prins cu focățăi și... Ia, nu vezi ce frumos se vad. Mă, dar peste tot. Dublu. Astea... Astea sunt astea, mă, nu? Să nu te-n zis, mă, din aia, știi? Nu e soare, dar este lume. Ce? Ce rasă e asta? Păi aici sunt tot mai multe rase. Cred că e la calună din aia de lapte. Diferită de ce vine la noi în zonă. Da, asta e carapa. De care este acesta? Asta e cărăbafă. E lacul. La noi în zonă sunt? La noi nu sunt. Lacul nu sunt? Nu. Poate are cineva, dar nu știu. Lacul nu e de lapte. Numai de lapte? Și de carne, dar lap. Campionul la. Da, lacul nu e de lapte. Să-ți da noastră. Asta e de-a noastră. Asta-ți breză. Nu duceam un pot ăsta aici, de la ia unei, mă. Ia unei. Aici nu erau boxe, cu ei, mă. Dar ce oi sunt ăsta? Ăsta e sufor. Cum? Sufor. Mă, fii atent ce, ai berbeci, nu? Da, rasă de carne.
Roși. Ăștia sunt cangalii, mă? Da. Aici, pe domne, cangalii. Dar pentru ce sunt? Ce sunt așa? Eu nu pot să mă pun cu mine. Ui, și fratele la fel. Mamă, ce pui mare. Păi noi avem câini. Nu l-au mâncat pe lup. Dar nici nu-l lasă să se apropie. Dar nici nu-l lasă să se apropie de strungă. Mamă, ce mari sunt. Foarte frumoși câini aveți. Dacă mereu acolo este loc. Ascultă de fratele tău. De la cineva ca unul își comprez vasă. N-ar ai de tău în spate. Ia să lucră acolo în spate. Nu e chiar în spate. Nu stai în spate. Pot, nu. Nu știu pereche. Ce zici, ziua pe amândoi? Ce zici? Uite că n-am adus. Da,
Ce cai frumos. Oricum, așa a zis și... Unde mergi, auzi el, peste tot timpul, până gând. Ce te fac? Se bag cu ce să te fac? Nu, și cum te duci cu nume de bancă. Lăsă-te aici. Consideră numele Domnului. Lăsă-te așa, bă. Ai la contact. Ai la contact. Hai mă, să vedem ce cai sunt aici la Poiana Sibiului. Dar cum au ajuns ei să, aici să facă? Aici se ținea târgu, mă, dar aici erau oi. Uite, că mai sunt și acum oi. Că anii trecuți erau tot de ăsta, boc, oi. Frumos cai, mă. Nu de nu era la Tamango în firmă. La fluierul piciorului. Da? Știe băiatul? Mergem, coborâm? Hai să vedem. Ți-ai luat botă, mă? Bă, dar tamango al nostru are de asta? Are, are. Serios? Da. Ce frumos arată. Bună ziua. Bună ziua. Să rămânăm. Nu mai merge.
Nu, mai chiar mă să iasă să ducă înapoi în roșu. Bă, dar și poliția ăla. S-a filmat tu, nu te, nu ești pe live, dar nu te super, nu? Au fost de comitet, băieții. Bă, dar turma e de vânzare, mă? Ziua. Asta se numește știință, mă. Să faci de astea se numește știință. Mai rupă puțin jertfă. Nu? Doar o infată în tatanul. Foarte frumos arată. Vă filmez acum, nu vă supărați, nu? Nu, nu, nu. Bați-mă, domnul, să mă vadă și baba acasă. Că... Să vă vadă baba? Da, cum? Dumneavoastră le faceți? Și eu, și e. Mai plătim când suntem prea aglomerați. Facere de familie, nu? Da, da. Foarte frumos. Nu port, că luam. Un ar pica zi boală și acum am timp. Păi vă și pricepeți, că arată bine. Da, da. Am învățat la vârsta de 15 ani. De la 15 ani da, le faceți? Acum am 61 de ani, deci da. Am 45 ani când fost. Îl credeți? Îl cred, cum să nu? Da, da, da. Eu nu-l cred. Prima dată la 15 ani. De ce nu-l credeți? Da, aia că e bandit. Uite de aici, de acum scăpate, de la... Dar cum se fac, ca idee? Adică de unde se pleacă? De la prelucratul pe ei, prima dată, Argăsala. Și după aia, cu sutul. Dumneavoastră și pe lucrați? Nu, jumătate. Deci în operație le fac vinde, eu. Nu. Nu mi-te o țargă, domnul, mai dea și poți mă deci, la televizor. Deci, auziți, este afacerea domnului, trebuie să o respectăm. Nu. Cu misiunea nu câștigă nimic. Și, comparativ cu alți ani, cum este târgul de aici, de la Poiana? Slăbus, nu? Puterea de cumpărare scade de la un an la altul. Nu mai are lumea bani sau? Nu, mai are și foarte mulți plecați din țară. Da, să vine mereu la ei. Milioane de românași de nu știu plecați, aia când vin acasă, dacă mai cumpăr pentru părinți, pentru ei nu. Stai fără nădejde că vin și... Luați, domnul, luați! Nu le probați multe, tineretul, luați! Tineretul. Eu le... Da, care le propriez, vreau să iau. Hai, aici ai... metoda. Sunt foarte frumoase. Mulțumesc, domnul! O zi frumoasă să aveți și spor la vânzări! Da, domnule! Aveți și mai mare. O zis domnul că e foarte slab, foarte slab târgul. Da, a, lângă turbă. Aici mai sunt oi, mă. Forma cea Mardășan, vă invită la joacă. Hai, că ce? What?
Chermușe. De unde e? Da? N-am auzit de el. E sotul Ion. Ruși. Mă lăsați să filmez cum sunt făcute? Nu? Numai dacă să nu le pui pe fel. Nu. Eu te pai a casa e a gente sai. Cum este târgul astăzi? Slăbuț târgul? Nu este lume sau? Lume e, dar nu-i cumpărător. Dar ați venit să vindeți? Da, de vânzare, așa, nu este așa. S-a simis mie orice la mare, tata lor. Foarte frumos. Eu vin din Bistrița, am lăsat sunt diferit un pic. De unde de la Bistrița? De lângă Lichința, dacă știți. Am făcut armata, am mers o grămadă de colegi. Am avut unul și din Lechința, Botiș, făcea el canapele. Dar știu. Știi de Botiș? Da. Nu știu cu ce se făcea, avea canapele, venea prin țară. Poți să vă filmez? Poți să vă filmez? Da. Pe lui Botiș am făcut necasa în interior, stătea la ieșire din Lechința. Din Salva, mă, acolo de la Salva, așa cum vorbești cu Vasile, cu Pupăză.
Dar cum de ați ales meseria aceasta de... Păi, mi-a plăcut. Mi-a plăcut? Dar este cel mai mare tăr din țară aici, la Poiana Sibiu. Păi, cam Poiana, Hațigu erau pe vremuri. Acum, numai aici a fost odată, da? Da. Am văzut că sunt turme întregi de vânzare. Nu. Nu mai iau oamenii... Sau... E forță de muncă. Atât de una s-o vându la târg, că de-aia e târg să vândă. Unii vinde, unii cumpără, că... Și pe... la noi... Toată lumea se plânge, nu neapărat că nu sunt profitabile, pe cât că nu este forță de muncă, așa e și în zona asta. Ce rasă sunt? Bucălăi. Ce preț are ăla de sus? 2500. Acum mă lua asta 4. Mă lua asta sușurile lui Tăs 5. Și ăla de acolo. M-am dat la doar acolo. Cum este târgul? Cum se prezintă? Cum este târgul? Slăbuț? Nu, ce frumos arată. Ce faci? A, pleci de acasă? Bine, hai că te așteaptă mai. Îți iau ceva de la târg? Frumos specimen. Da. Ce rasă să știi? Rasă surcană. Surcană? Mureșoi. Dumneavoastră? Nu. Ce rasă sunt? Husky? Da. Ăștia sunt special de pentru oi. Nu. Nu? Nu știu că nu mă găsi la așa. Frumoși. Cum e târgul, domnul? Vă filmez, vă deranjează? Cum este târgul? Merge bine? Serios? Mătușa, cum a fost târgul? Slăbuți? Ce frumoase sunt! Pe ca să vă filmez! Ca să vă filmez, că de astea nu mai vede mult timp! Nu mai vede, nu! Nu o să mai facă mai nimeni! Generația asta după aia, gata! Adică dumneavoastră, nu? Da! Aștia mai bătrâni! Da, dumneavoastră face și lână, face și tot? Nu sunt făcute de noi, sunt făcute de bunicii noștri! Serios? Da! Păi și cum ne-ați păstrat atâta timp? Păstrat, da. Și dumneavoastră nu ați făcut niciodată? Am făcut acum 40 de ani și noi. Nu se mai face, nu? Nu. Nici lână nu se mai prelucrează nimic? Nu se mai face, nu se mai prelucrează. Deci aia înseamnă că după dumneavoastră, dacă mai rămâne ceva nevândut, atât, rămâne la copii? Da, da. Dar restul nu se mai face. Nu, că ăsta e țoleac pentru bebeluș. Pus într-o cuță aia acolo și... Nu cred că mai folosește cineva. E, așa ca de frumusețe, așa, dar nu se mai... Vă mulțumesc, doamnă. O fost bun târgu? Ce, încă mai sunt oameni care ține la locurile tradiționale, da, nu? Da, mai sunt, nu? Mai sunt, da. Ciobanii care sunt ciobani de tot. 300. 30. 30 de lei. Ați văzut, îi spuneți prețul și îi se pare scump. De lână, e tot de lână. Dați-mi mie două perechi. Dacă tot mi-ați dat voie să... Acestea dumneavoastră le-ați făcut? Da. Chiar le-ați făcut dumneavoastră? Da. Tată.
Știți de ce? Iarna sunt bune, mama lor. Da, foarte bune. N-aveți 10 lei? Nu. Să vă dau 5 lei. Mai tu, mă rog, rog? N-am. Păror, mai să-mi dai 20 lei. Păi da. Mai pui o pereche? Mai puneți una. Hai că mai pune o pereche și de 10 lei. A. Mulțumesc, doamnă. Da. Mulțumesc. De unde sunteți? Nu este nimic, sau dumneavoastră de aici? Da, din Poiana. Nume. Din Poiana? Da, am o întrebare. Da. De ce s-o... se face aici cel mai mare târg de animale din țară? De fapt, de oi... De când e lumea. Eu am 71 de ani și mulți de când înainte. Mi-aduc aminte... Da. Tot așa au fost aici, da. Dar trebuie să fie ceva, au fost mulți pescători aici, adică trebuie să fie explicați. Da. Aici majoritatea s-au ocupat cu creșterea oilor. Majoritatea. N-am acum să dar vă arăt acum aici. Dar acum de ani de zile nu se mai ține, nu chiar așa mare, mai mare, că se ținea cu oi de... Dar cum văd că este o singură turmă. Păi da, că nu s-o mai da voi un miar decât cu pesta porcină. Nu știu, că eu am venit sincer să văd prima oară și am venit să filmez, eu nu vă mint. Da? Da. Și ce faci? Ne puneți undeva? Vă pun pe YouTube. Da. Vă deranjează? Nu ne deranjează. Și eu sunt născut în Zărnești, Brașov, adică la Poale de Piatra Caiu, și acolo erau. Și erau zonă tot așa ca aici și erau multe stâni. Nu e bună. Dar acum nu se mai da voie de când cu pesta porcină. Nu mai se mai da voie. Târgul cu animale. Acum, dar foarte puțin. Am fost și la Hațe, nu da voie numai din județ. Dar cum de vi-a rămas atât? Nu e bună întrebarea. De unde vi-au rămas atât de multe produse? De la bunici, soacre. A, deci ei toți au practicat meseria aceasta. Când s-au căsătorit cu mine, da? Când m-a fiertat, i-au dat zestre. I-au dat de saj, zoale. Uite, și asta e tot de zestre am avut. Așa se dădea atunci? Da. Așa se dădea și... Da. Doamne, eu vă mulțumesc și să aveți o zi bună în continuare. V-am pus 3 perechi, cred că v-am pus. Da, cred că 3 mi-a spus. Oricum nu m-am uitat, că nu, eu am încredere să mai... Da. Ne-a luat cu vorba, da. Să-i purta sănătos și să-i rupeți. La noi, când avem grese, de exemplu, ai grese jos, ține frică, așa ție șosete și nu mai e treabă, da. Indiferent. 500. Lăsați-l aici. Ați văzut? Lumea nu cumpără, îi se pare scump. Da, le pare foarte mult. Dar nu mai țăsă nimeni, nu nimica, nu. Pe la un moment dat or să vrea să cumpere și lumea de unde. O zi frumoasă! Da, sănătate, Doamne! Trebuie să le arăt la copii, mă, cum arată astea. Copiii nu o să mai vină aici. Cât ai făcut? Cât ai făcut, mă, după? Domnul Mureșan, ce rasă sunt aceștia? Astea de pe Ciofeni, Bliv. Bravo. Uite omule foarte bun, bă. Aici s-o mâncat burzul, gata? Ionel, trebuie să-mi dau la berbeși, că tu ai berbeși, Sengo. Păi am, dar mă întrebe. Ce-ți trebuie? Trebuie să-ți dau ție, amii. Ce-ți trebuie? Trebuie să-ți dau ție. Sănătate. Ceamele, trene, murița, armâța. Am mâncat așa. Bă, aici am vin să mâni două, tu, bă. 10 lei poza. Cum a fost târgul? Destul de bun. A fost bun? Vă filmez, nu mă deranjează, nu?
Ați venit să vindeți sau să așa de... Sale mele. Furii ne avem de stăra noi în zonă. Pe cum să nu avem? Pe ciurcană, cu oace și... Nu, ce de alea cam negru. Asta. Astea, da, astea sunt ciurcane, dar alea sunt cam negru german. Cum, acolo, acum. Da. Mai este târgul cum a fost în anii trecuți, nu? Nu este. Mai sunt mai scumpi și animalele, nu ai tot ce... Păi eu nu văd. Nu prea să mai bun. Ba, hai da. Dar aici ții, mă? Nu, vreau la după mată. Ăștia ce pot să-i filmez, că ăștia sunt mari, ce trebuie? Ce trebuie în zona noastră ăsta? Ăsta are 100 de kg. Dacă e așa siluza, nici de parte. Fii atent ce fain. Bă, dar de ce lumea vinde în general berbecuți? Nu, păi schimbă, mă, sunt ele mai care vine să ia răsână. Asta e toată treaba? Da. Câine, poate ești la bani mai bun. Hai să vezi câini ăștia mici aici. Frumoși câini aveți. Mamă, ce frumos sunt. Ia uite murii ce fain sunt. Ăsta are 120 de kg. Are, că ăsta e mare. Cum l-ați cumpărat? Da. Ăsta e calitate. Tu ai așa, mă? Fiecare pe rasa lui. Da. Mamă, ce mare e. Cât a fost? Nu, unde mă lasă, domnul? Ce vârstă are? Cum mă pricep așa tare la ei? L-au cumpărat cineva. Vezi ce mare e, mă? E mare, da. Bă, dar ăsta ce crede că eu stau cu el aici? Dar ce rasă sunt ăștia? Băle. Băle? Băle de sugar. Ei, un interviu, bă, la unul. Nu, nu dau, mă, interviu. De-aia e unul cu bută, mă, care e unul cu bută. Da, domnul Mureșan, cum vi s-a părut deosebitul târg? Am ajuns, am terminat târgul de vizitat, am cumpărat ce am avut de cumpărat. Un gropoțel. Adică nimica. Păi și aia când era el bun, din ala, în mărire aia era. Nu, 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 Yeah. Hello.
Și de altfel îți fac de ție unul, și de altfel îți place unul. Este unul acolo, cred că ăla mare ce l-a luat domnul, e enorm. Voi le-ai dat cu 20 milioane, nu? Da, da. Da, de la mine. Ești informat. Aici a fost, mă, aici a fost, mă, când le-a dat. Ați vândut tot? Au fost vânduți acasă. Ați vândut pe casă? Au fost vânduți pe casă. Zară și o rezultat, ce doamnă tăsar la domnul aici. Ați avut multe de vândut? Foarte, la țară. Avem acasă, cu 600. De unde sunteți? Alba. E Alba, da, din... Eu am umblat pe acolo, pe munță aia după. Unde sunteți? Pe la Șugac, pe la Dobra aia, pe la... Tăți munță aia. Câte tău, încolo. În partea încolo câte zaga, și mutați la une doare, vreo doi, trei. Între braci de vreo. Da, 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 da. Acolo sunt. De la Zlanda sunteți, de acolo? De... Apropiere, de la Meteș. Noi am cumpărat niște oi din Meteș. E aici, de la intrare, așa pe dreapta, o casă mai sus, așa, era un om. Din, acum 10 ani a fost o secetă mare, mare. A, nu mai știu cum îl chema, dar avea la... mai multe bucălăi, avea el, nu avea bucălăi. Da, da, în zona asta, parcă am bucălăi la... La 602 câte persoane, sau câți cioban trebuie să... Depinde, 1-2 și dacă mai suntem noi care ne ocupăm. Care le creaște încă doi. Ați făcut vreodată transumanța aia, sunt curios. Să... Domnule, ei fac, păi ei de aici, de la... Vă faceți timp să-mi spuneți și mie ce înseamnă practic transumanța aia, vă rog frumos. Transumanța înseamnă să iei ciobanii, oile și să pleci săptămână, două pe drum. Și măgari îmbarcați. De exemplu, noi facem de aici, din zona de la Meteș, și până în limitele Cluj, la Muntele Mare, în unitate militară, sus, chiar acolo. Și pentru ce mergeți cu ele acolo? Adică... Pentru pășune, aerul rece acolo, apa rece, pășunea mai bună, pentru toate. Deci asta înseamnă transumanță. Asta înseamnă transumanță, da. Să merge să duc oile la mâncare bună. Asta e transumanță, să duci oile la mâncarea mai bună. Unde să caut. Iarna, unde le iernați iarna? Iarna e numai acolo, undeva în zonă, între Deva și Brat, acolo, deci... Aveți saivane sau... Avem și saivane acolo. Deci, practic, într-o parte a anului, o parte a anului stați într-o parte și adus în altă parte, mă, nu? Da, mă, da. Și numai băle aveți. Și casa, unde vă este? Dacă o parte stați acolo, o parte acolo. Avem casă și într-o parte și într-o altă. Asta unde la pucă noaptea când e cu oile. Unde noaptea ți-e casa. Când ești în traumanță, cu jocul și unde te prinde acolo, te pui jos. A, deși dumneavoastră mergeți cu... Dacă nu merge el... Dacă nu merge, nu e pierdere atunci. Pe drum sunt lupi din ăștia cu două picioare. Sunt lupi de ăștia pe drum. Faceți brânză? Facem, dar puțin, pentru noi. Că dacă plecăm la munte, plecăm cu toate, nu mai mulgem să ținem mânzările separat. Când plecăm pe iunie, plecăm mai târziu și plecăm pe iunie cam cu toate la munte. Și practic, din ce faceți banii miei? Miei, să chem eu. Mai vinde, uite, acum cum am vândut, scoate o marfă frumoasă. Scoatem, ținem câte 200 de miele, scoatem toamna câte 150, ui, 200 la vânzare. Eu cred că după generația asta voastră, nu cred că mai vine cineva în urmă. Păi, generația noastră sunt foarte puțini care se ocupă cu animale. Păi, da, la animale e greu, e mizerie, multe greutăți. Nu se prea bagă nimeni ca să
Nu-i la birou, dacă cauți un director, îl găsești. Aha, dar ce bani găsești? Oricum. Dacă pune punea pe internet, caut director, găsești 10 ce bani, nu găsești unul. Da, găsești și ce bani, 20, da. Nu-s bun. Pentru o zi. Deci cea mai mare problemă e forța de muncă la... Mulțumesc. Ce s-a făcut ăsta, prietenul meu? E ceva de treabă, băia de treabă. Domnul Mureșan? Da, e ceva de treabă. O zis că vine special la dumneavoastră să cumpere un clopot, așa o zis? Așa o zis, la baia mare mă cumpăr salate. La baia mare, nu mă... Dar spune-mi, te rog, cum te-a înșelat? Da, bă, nu mă dă-ți-a bani, mă, n-ai... Așa o zis? Da, că nu mă dă-ți-a bani. Da, dar fii atent. Ce ai pe oameni? Când am venit cu el, o să vă duci-l caot pe prietenul meu, că vreau să-mi iau un clopot, nu glumesc. Ia de aici, ia prietenul lui. Să vedem, ce-mi recomand, ce-mi recomand? Și tu că la banii mai subțâri. Ce zi? Nu, la picuri. Dar auziți? Dumneavoastră le faceți. Da, eu produc. Serios? Da. Hai, Muri, să vedem ce ți-ai. Că să o iau, dar nu mai are ce vroiam eu să-mi iau. Băi, bă, Muri, ai mai adus până aici să-ți iei, nu lungă, să... Lungă, aia lungă. Faină. Abia asta. Asta sună bine. Dar eu vreau de alea ciule făcute de tine, de alea sa, nu turnate, știi? Ia, mă, ciule. Nu vezi aproape, vezi că nu vezi. Și-au și brâu pe mijlo, mă, au brâu pe mijlo. Pe mijlo, cu ei, au are brâu. A fost târgul bun? Serios? Comparativ cu alți ani? Depinde ce marfă ai. Dacă ai marfă de trei calități, nu e marfă. Baia mare, umor mai bine. Da, baia mare, 200 de milioane. Cum? 200 de milioane. Deci ce? Din baie. Și mai bun e baia mare? Mai bun baie. Cred. O mai bună de trei ori. Ăla sună fain, mă. Unul de ăsta cu cât mi-l poți? Nu mai filma, mă, mai e capul la fără. Avea, avea 4 jumătate, dar 3 jumătate. E șmecher, mă, dar... Mă bate pe mine. Ce ce faci? Ce 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 din bătrâni. Deci, suntem trei frați, eu, Menic, eu am rămas numai cu bătrânii. Și tata dumneavoastră și bunicul la fel? Da, la noi s-a făcut. Asta e din strămoș frumos. Deci, practic, tot timpul mergem la toate târgurile din țară. Da, deci nu se lipsesc. Care sunt cele mai mari târguri? Mate. Baia mare. Deci, nu e să... Aveți expoziții? Da. Unde sunt? Depinde, e un oraș mare, știi? Cum ar fi Hala, cum e la Poiana, ce? La Costești. La Costești unde este? Unitora. Mă, dar este în Costești și putea de Argeș, mă, 100%. Acolo m-am pierdut eu. Da? Spre București, da. Acolo, dincolo, acolo sunt mine, eu sunt din câmpul Mușcel, acolo în zona mamă. Da, da, da. Zona acolo este, de-aia știu că ăsta mă tot. Să aveți spor la vânzări. Să vă mulțumesc.
De la noi. Da, va să le dăm. Ascult, am avut de la noi. Nu știu. Au la codă ei. Aria, nu mai împinge-o. Ația prăzită. Nu, vine iarna. Păi, păi te-l filmăm pe domnul, că stă foarte bine la domnul. I-am luat șosete. Am văzut că ți-a luat. Trece muntele pe la Zina, merg pe la scoate niște cățări pentru lac. Vrei să mergem în Brașov? M-a chemat pe tânăr ăsta meu, dar pe n-am chestie. Dacă mergem pe grabă și nu e o șmecherie să mergi pe grabă. Da, zic, mergem, stăm și noi, după aceea ne ceartă nevestele. Dacă mi-e locul mă tare, că să-i cu ce? Mă lacă bun. Pe doctor, ești da, permiți o dată și una. Ai dat-o? Era bună, dacă de să ții bici, domnul? Pe gust, lasă. Dar lor veni cu urgea. Nu știu dacă nu mă ajut. Mulțumesc! La rinte pot pune, că la jumătate e curăsat. Mai ai ce? Nu mai trece prin fața mașinii, bă, să te oprești! Lumea pleacă, mă. Păi nu că aici era plin de... Bă, ăsta are 100 cea de kilo. Bă, nu știu, din toată țara aici a venit. Sunt, dar se rentează să vii. Da, cum am dat aproape 40. 40 ați avut? La 1 milion bucată. Normal că se rentează. Dar dumneavoastră vă filmez. Eu le fac. Dumneavoastră le faceți? Da. Și materia primă? Da, mă, ăsta e corn din pădure. Corn, corn? Da. Foarte fain, uite asta cumpărată eu. Este cea mai bună calitate, nu? Când se uscă e cafier. Și faceți asta de mult? Vreo 6 ani. Maxim 7. Și nu le-am cistruit. Nu mai fost și noi, dar nu mai am vreme. Ce înseamnă pești?
florite. Alea florite care are modele pe ele. Din asta le faceți cu mâna? Dacă n-are vreme, domnul. Multe comenzi, n-a pus să le mai faci. Da, 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 da. Mergeți în toată țara? Da? A fost un târg bun astăzi? Foarte bun. Foarte bun, nu? În două ore jumate am avut 40 de bucăți aici, am dat 20 la Angro, mai la Vale. Da, și la Angro? Mai le. Da, la ăsta ce-s biznița. Mai rele, mai bune pentru ele la Angro. Foarte frumos făcute. Mulțumesc pentru Dali. Sănătate. Pe scurt. Nu ești, nu mai stăm.